Salutare și bine v-am regăsit la un nou video! Asta este primul video pe care îl facem anul acesta! Așa că vă transmitem la mulți ani! Da, suntem la bunici și mergem... Unde mergem? Să facem niște treburi! Mergem la Târgu Neamț! Mergem într-o plimbare până acolo! Mama vrea să-și facă părul! Posibil să mă duc și eu să mă tur un pic, nu știu sigur! Și cum faci, tati, cu Spider-Man-ul tău? Așa, apoi scop de aici. Așa, bravo. Așa. Hai, las-o pe Cookie și hai să mergem. Salut, Cookie, pa, Cookie, gata, hai, să mergem. Și iată-ne, ajungi în Târgul Neamț. Oni, mami. Mama! Salut, mama, ce faci? Ți-ai masca? Deci, uitați-vă bine la mama ies. Stai așa să-ți văd părul și dintr-o, și din față și din spate. Așa arată părul mama acum. Ne vedem în 2 ore, nu? Da. Ok. Abia aștept să schimbarea. Bine, mamă. Atunci, gata. Pa, la revedere. Am lăsat-o pe mama să-și facă părul. Eu nu mă pot gândi pentru că este doar de femei. Și mă duc cu copiii la spălătorie. Am ajuns la spălătorie pentru că... Ia uitați-vă cum arată mașina. Deci e varză. E varză. Și trebuie neapărat să facem un pic... să-i dăm un pic de luciu. Yes. Hai, tati, bagă tu aici banii. Hai, bagă. Nu pot. Bagă-mă banii acolo. Așa. Așa, tata, hai. Te ajut-o dacă tu nu poți. Ai văzut? Ia, uitați, se fac la mașină! Am înălbit-o, de neagră e albă, gata! Îți place, tati, ce am făcut? Da? Ce ai făcut? Vrei să vezi cum e spuma? Lăsăm așa un pic să acționeze spuma. Și după aia. Eu i-am dat aici super spumă și așteptam să iasă pe pistolul ăsta. Dar surpriză! A ieșit pe ăsta și uite ce pată mare! Ia uitați-o cât de curată a ieșit! Așa! Iar acum, după ce am spălat mașina, unde mergem, copii? Ha? Nu știu! Mergem la cumpărături! Mergem la cumpărături, nu pentru că avem de făcut cine știe ce cumpărături, dar Ierica a găsit o rețetă de paste pe care ar vrea să o încerce. Așa că vom merge să cumpărăm de ce are nevoie, de parmezan și ce mai era? Mai era încă ceva. Oricum, noi anul ăsta n-am apucat să ieșim din casă la cumpărături, deci este prima noastră ieșire pe anul acesta. Așa că să mergem! Și am ajuns la Lidl! De unde luăm? Ce luăm? Zahăr. Parmezan trebuie să fie pe aici, pe undeva. Uite aici. Uite. Parmezan, poftim. Și mai ce? Așa scrie? Și mai ce trebuie? Smântână pentru gătit. Ah, da. Hai să căutăm smântână pentru gătit. Este și felii. Da, tati, ai și tu. Deci nu luăm decât parmezan de aici și cu nuga. Smântâna nu-mi place cum arată smântâna pentru gătit, așa că oricum voiam să ajung și la Kaufland și mergem la Kaufland. Și am ajuns în Kaufland, de unde am luat niște banane prima dată. Da, Erica! Ia-ți toată paste din asta! Nu am mai mâncat de mult pentru că Odine are probleme cu glutenul și am tot luat paste fără gluten până acum, da? Sper să nu ne certe mama prea tare. De care, tati, din astea? No. Lasă, uite, le-a Erica pe alea și atât. Hai. Deci, fiți atenți. Înainte de anul nou, voiam să cumpăr chestia asta. Așa arată. Și era la reducere, 125 lei. Cât costă acum? 250. Și eu sunt bucuros că le-am luat un altul, un pic mai diferit decât ăsta, și l-am pus la reducere. Haideți să vă arăt ce am găsit. Smoothie! Ce uitați? Am fine banane cu acăze și mure. Bine, și mai e și mango și mai e și alte chestii.
E prea tare șmecheria asta. Am făcut odată, ceva timp în urmă. Și chiar te cunoaște? Și chiar e smoothie, da. Bine, trebuie adăugat un pic de iaurt, dar vă arătăm când ajungem acasă. Hai, Odile, să închidem aici. Ce faci? Închide! Luăm bananele. Să mergem să căutăm smântâna aia, că n-am mai luat smântână de gătit. Noi tot luăm câte una, câte una, dar smântâna de gătit, na-a. Hai, căutăm smântâna de gătit, gata, nu mai cumpărăm nimic. Și am ajuns în zona de lactate. Eri, nu pe acolo, tati. Nu găsești acolo. Trebuie să iei pe aici, prin unde? Nici aici. Uite pe aici trebuie să fie, în zona asta. Aici, unde ai lapte așa la ambalaj din ăsta, trebuie să și smântână pentru gătit. Și deja am găsit-o, uite aici. Uite așa, 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 așa. Oh, cât de multe sortimente sunt. Deci chiar avem de unde alege. Sunt foarte multe sortimente de smântână, n-am văzut niciodată atât de multe. Din asta? E de la Olympus? Și gata, am găsit smântână, deci putem pleca acasă. De fapt, mergem să o luăm pe mami de la coafor. Da. Lapte pentru cafea e la tati. Hai să luăm. Dar n-avem nevoie. Ba da, tu vrei. Acum nu vreau, când o să fim acasă am să vreau. N-ai mai avut răbdare? De să te ajut cu bananele. Hai, mergem să le plătim, gata, să mergem. Și gata, și cumpărăturile de la Kaufland. Mergem să o așteptăm pe mami de acum. Hai, Odine, hei, pe aici, tati. Nu, vino pe aici! Hai pe partea asta, că avem mașina încolo! Deja s-a făcut noapte. Wow, ce repede trece timpul! Deci când am intrat era zi și deja e întuneric. Uitați, vedeți? Cum se lasă, uite, a sfințit-o, ce frumos se vede! Super! Și pentru că la mama ies mai durează, până e gata... Hai, Odine, vino coace! Așa? O să intrăm un pic și la Pepco, să cumpărăm opinia ta. Pentru că mâine este ziua lui mami! Și vrem să-i facem o oarece surpriză. Hai! Hai, Eri, come on! De aici? De aici, da, uite, 2 metri, intrăm. Ce ați mai găsit aici? Pau patrul. Jucării, bineînțeles. Cum? Este mitat. Nu, asta, noi am venit să căutăm piniata. Mai ții minte? Uite! Unde? Opa! Opa! Și asta ce e? Asta este o rachetă. E de băieți. E de băieți? Da. Deci, asta înseamnă că... Poți să luăm asta. Un unicorn. Am cumpărat și niște chestii în astea cu mesaje. Și un tort fake de umplat. Alături de piniata. Și plecăm că m-a sunat mami. Sunt foarte curios să văd rezultatul. Cum mi-a ieșit părul lui mami? Zicea că vrea să decolorezi un pic, să-i schimbe nuanța și chiar sunt curios. Hai să o vedem pe mama cum arată. A dormit Odine în mașină și a trebuit să le iau așa. Lumina oricum nu era bună ca să vedeți pe mama ies și o arăt în casă imediat. Și haideți să vedeți pe mama ies, să vedeți marea schimbare. Este chiar o mare schimbare. Încerc să revin la drumul meu anterior. Cam așa arată mama ies după intervenția asupra părului. Da. Oricum, este o mare diferență față de cum ai plecat și cum ai ajuns. Da, este că am dat tonul cald. Culoare diferită. Și facem așa de nou. Uitați. Și bine. Ce s-a rezultat? Scrieți mesaj dacă vă place de mama ies. Cum apare acum pe ecrane, nu? Da, apare bine, vă spun eu. Așa trebuie să mă la stilist. Așa trebuie să faci. Vezi că am cumpărat la Kaufland, că tu ai fost la... Ce ai mai cumpărat? Am cumpărat pentru copii să le faci... Ce? Cum se cheamă? Smoothie! Așa că... Tot din ala sau altul? Din ala. Alte fructe am luat acum. Doar că vreau ca să mă chem ca să filmez când îl faci, da? Bine. Și bineînțeles, mama a uitat că trebuie să vă arăt aici. Deci, nu am uitat, eu mă întrebeam să fac treaba. Așa arată. Sunt punguțe din astea mai micuțe, ambalate și puse. Luată de fiecare porție. Pe care le luăm și le punem în blender. Și nu știu dacă ai arătat, dar aici este o rețetă. O să scanez codul. Scanez codul de bare și vezi cum se prepară. Interesant. Nu e cod de bare, este un cod QR, tată. Tot cod de bare se cheamă. Și scanezi și te arată acolo diferite rețete.
Dar eu fac cu iaurt și cu miere de albine. Dar iaurtul ăsta e cam gros. Ah. Merge, merge. Ia uite-o cum curge. Ia uite. Nu mai știu ce miere este asta, de salcâm, de salcâm. Poftește bunica, de după cameră. Punem capacul și dăm direct în blender. Și așa rezultă smoothie-ul. Acum că v-am arătat cum se prepară smoothie cu fructele cumpărate, trebuie să merg să vă arăt și teșgheaua aia de care v-am povestit în Kaufland, și am cumpărat-o înainte de anul nou. Ce aș, mamă? A, mai pun un pic de iaurt aici, pentru că de fructele astea. Mamă, dar ce? Mai rămas acolo un pic. Se vede bine, nu? Îți place cum ți-ai făcut părul? Știu. Da. Și haideți. Și cam așa arată mini shop-ul de care v-am zis. Practic, ce e aici? E o taravă cu niște rafturi în spate în care pui niște produse, în fine, un fel de magazinaj pentru copii. Și gata, acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Vă, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați. Și sper să mă țin de promisiune ca anul acesta să postez din ce în ce mai des pe canalul acesta. Gata, să aveți un an frumos și să se îndeplinească orice plan.